Bună, bună și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să avem așa un video de declutter, de curățenie în mai multe chestii. Un declutter așa pe care l-am tot făcut eu în ultima perioadă, în diverse chestii pe care le-am și o să avem în accesoriile pentru păr, elastice, clămițe, chestii de genul acesta, în cele pentru unghii, pile, forfecuțe, pentru sprâncene la pensete, dar și în periuțe și chestii din acestea pentru partea de ten. Nu știu cum să le zic lor, accesorii pentru față, să le spun așa. Și că asta este ideea, avem un video așa lejer de curățenie. Chiar vă îndemn dacă aveți chef să faceți curățenie ceva, hai să facem împreună. Dacă nu, sper să vă ajute și să vă inspire să vă faceți curat prin chestiile pe care știți că nu le mai folosiți și le țineți degeaba pe acolo. Dar hai să vă las eu cu partea dedicată și ce s-a întâmplat prin fiecare secțiune, să-i spun așa. Hai că am luat toate cutiuțele și astea aici lângă mine și am luat și dischetele de machiante, că vreau eu să le așez. Aș vrea să le mut din cutia asta, nu mă știu, dacă n-aș mai strângă, nici ce bine ar fi. Aici am dischetele, da, și aici tot dischete și uite, chiar asta vreau să verific bureței de ăștia ce mai am, că dacă o să ajung pe la Jumbo, să știu ce e cazul. Și cred că aș vrea eu să le mut, pentru că aș vrea să le mut aici, în cutia asta mare, pentru că au mai venit între timp niște dischete din astea. N-am apucat încă să le folosesc de la Sensai și aș vrea să îi fac loc cumva acolo sau să le pun pe toate cumva în dulăpiorul ăsta, unde și pe aici am o groază de porcării și dracoveni, uite, de periuțe de astea. Vă spuneam că vreau să fac curat dischete de astea, bine, alea pentru păr, alea rămân acolo, pe aici mai am tot așa rezerve de lame, în fine, dulăpiorul ăsta necesită așa cumva o curățenie de ceva timp, plus că mai am aici și nu știu sincer să dacă le mai folosesc, de fapt, nu cred că le-am folosit pe astea niciodată, că am mai avut unul de ăsta și nu l-am folosit. Eu am și relaxantonul, dar sunt bune atunci când am chef să-l pun pe ăla, dar vreau doar un masaj. În fine, pe astea cred că o să le... Cred că o să le așez eu frumos să stea aici în cutiuța asta, că acum nu mai intră și cred că așa o să rămână, pentru că nu mă încurcă, dar aici aș vrea să mai umblu, unde la fel mai am chestiuțe împrăștiate și să le așez pe toate. Asta pentru că vreau să-i găsesc un loc acestei perii undeva într-o cutie, ceva, un sertar și să stea frumos, frumos aranjată și ea. Da, și cam cu asta mă distrez acum în acest moment. Hai să vedem dacă ele așez și vă arăt la final ce a ieșit. Hai că zic eu că am reușit să le așez așa cât de cât să fiu ok cu ele. Aici sunt cele două chestii, nu știu cum să le spun așa, pentru corp și le-am scos eu celofanele alea pentru că nu înțeleg de ce le țineam în punguțe. Am golit cutiuța asta și să văd dacă rămâne în baie sau la ce o folosesc. Aici mi-am pus în cutia, asta e de depozitare, o țin cumva doar în sertar și iau din ea când am nevoie. Mi-am pus mânușile astea pentru exfoliere, care nu mi s-au părut mie cine știe ce. Acum că mă gândesc mai bine, cred că mai bine le scot și le dau cuiva. Nu sunt, nu știu dacă le-am folosit. Am avut două seturi și am folosit unul pe care l-am aruncat și asta am zis că hai, poate, poate, dar nu le folosesc. Mai aici am un pieptene de lemn și un set ăsta pentru mască. Îl țin acolo, momentan nu l-am folosit, dar e ok. Aici am niște lufe și le-am lăsat așa. Un burete din acesta coniac, care să-l scot și pe el de aici, pentru că nu prea am atins de el. Sau, în fine, lasă-l acolo, că nu. O periuță de din asta de travel, capete de astea de rezervă. V-am zis, astea sunt, e cumva cutia aia așa de depozitat chestii micuțe și mărunte. Am reușit să-mi așez ce dischete de machiante mai am, să le pun aici pe toate și, în fine, și aia asta pentru măști, mânușa. Pe astea le mai am în momentul de față. V-am arătat când am mai aruncat din ele, pentru că, na, se mai schimbă și astea cu timpul, nu se țin chiar o viață. Și apoi aici mi-am lăsat aici, în partea de sus, bentițe și am reușit să bag dischetele astea de machiante mare aici, că de ele mi era că nu prea găseam să le bag. Am pus până la urmă peria și pila asta pentru picioare, le-am pus pe toate aici în sertar. E ok, sunt mulțumită. Aici au rămas, în fine, pentru lame de ras și eu am rezervele aici de la cea pe care o folosesc eu. Era un set așa cu multe, nu știu, 20, cred că din Cora.
Nu sunt cine știe ce, dar sunt ok că nu taie. Adică nu taie la modul, nu te tai cu ea atunci când te epilezi. Dar oricum o lamă de aia e de o singură utilizare. Și vă arătam tot pasta. Și aici am lăsat, na, astea, niște ustensile. Asta, sincer, fiu, habar n-am dacă o mai folosesc, nu e cine știe ce, dar e drăguț acolo. Pensulă pentru măști, pensulă pentru măști, asta pentru curățat perii, astea două de epilat și o să-mi trec eu să mai iau unele. Și hai să vă arăt ce am aruncat, pentru că asta era ideea, ce am aruncat. Bine, nu o să le arunc, vă zic imediat de ce. Astea două o să le arunc, pentru că, na, sunt vechi și așa. Pe ăsta este o perie, așa, într-o parte e perie pentru față, care oricum s-a dus săraca și e foarte ciufulită. Și în cealaltă parte, da, și-mi vede și șosetuța, și în cealaltă parte e burete, pe care am apăsat cu degetul și s-a dus aici, s-a făcut praf, deci clar la gunoi. Și mai am periile astea două de față, care cred că am în două sau asta era de la, da, asta e de la Oriflame și asta e de la Avon. Pe asta am avut-o cu timpul și chiar și pe asta. Pe asta știu că am avut-o de cel puțin 2-3 ori și pe asta cred că am mai avut-o singură dată. Au fost ok și m-am înțeles cu ele, doar că acum mi se pare sincer să fiu prea abrazive, prea zgârie pentru ten, nu mi se pare așa foarte, foarte moi cum, de exemplu, mi se par astea, care sunt mult, dar mult, mult mai moi. Așa că o să le dau deoparte, dar uitându-mă acum la ele, nu o să le arunc, mai ales că sunt noi și n-am de ce, sau maxim o dată că le-am folosit, o să le păstrez pentru curățenie. Pentru că asta mă uit eu la ea. Și așa bună mi se pare mie să frec chiuveta din baie, mai ales așa prin partea asta mai pe după baterie, pe acolo unde nu reușesc cu altceva. Deci, da, ele o să ajungă în kitul de curățenie, iar ele la gunoi. Bun, și cam asta. Hai să le pun și la loc în baie și am terminat cu partea asta. Și altă zonă așa pe lista mea în care vreau să fac curățenie, chestia asta pentru unghii, cu pile, cu diverse chestii, cu unghiere, pentru că am o groază pe aici care ori s-au dus, ori nu mai funcționează, ori nu mai calcă bine și vreau să scap, să zic așa, de ce este în plus. Și să folosesc, na, să le folosesc pe cele care sunt noi, pentru că am o groază de chestii, ca de exemplu bețișoarele astea, mai am o groază, iar ele stau aici, în creierii mei. Apoi, pila asta încă este ok, sau s-a tocit, nu, asta încă este ok. Ce mai am pe aici? Penseta. Deci penseta asta, mie mi se pare de mult că nu mai calcă, dar o să o las puțin deoparte pentru că o să scot separat pensetele și chestiile de genul acesta. Apoi, am o unghieră de asta de la Oriflame, cred că este. Ea pare că mai calcă ok-ish, deci rămâne. Chestiile astea le țin efectiv pentru iubitul meu, pentru că el le folosește, eu să nu aud de ele, pentru că nu-mi plac, nu am ce să fac cu ele. Unghiera asta mai calcă decât ok-ish, iar apoi forfecuța imediat. Ia să văd eu aici. Aici am o chestie de asta pentru puncte negre și coșuri, care desigur rămâne pentru că o mai folosim. Penseta iar o las deoparte. O chestie din asta pentru, na, ei, pentru curățat, împins cuticule, așa, eu o mai folosesc pe partea de curățat sub unghii. Rămâne că, na, este ok. Și cred că asta este totuși unghiera nouă și asta este cea veche. Da, asta clar calcă mult mai ok. O să-i o pun aici și asta, mulțumim, la revedere. Asta ziceam că e ok și mai rămâne pila asta să... Eu, de fapt, pila asta îmi se pare exact că am dus și nu prea îmi place. E dintr-un set de la Pepco sau Sinsai, ceva de genul. Dar o să o arunc pentru că nu mi mai place absolut deloc. Astea două le punem aici la loc și cu forfecuța. Și zic le punem aici, asta este o chestie din aia pentru... Ce a fost aici? A fost un de săpun. Cred că din Pepco l-am luat, ce avea și partea de sus, căpăcelul prin care scotea și pompița, și am păstrat partea de jos, recipientul, pompița s-a stricat și
o folosesc așa, aici, asta, clar, săraca, numai, sau, a, nu asta, scuze, asta mică, papa, asta, la fel, asta, săraca, e tocită, nu mai are nicio treabă în lume, asta încă mai este ok, așa, ce mai am, asta, deci asta de la Avon îmi place super mult, chiar o am de Avon sau Oriflame? Avon sau Oriflame, nu mai știu exact. Și chiar se vede diferența între ele, cât de folosită e asta și tocită și asta că este mai nouă. O să o arunc pe cea veche și tocită. Mai țin puțin husa asta să vă poate mai îmi folosește la ceva. Și uite că am și la ce să-mi folosească. Asta e ok, e tot din setul cu cea mare, doar că asta îmi place mult mai mult. Mi se pare mai ok de folosit și tot la fel mai am una așa micuță care săraca a tot fost folosită, deja s-a luat de pe ea, o arunc și pe ea, forfecuța, deci forfecuța asta încă este super bună și sunt super mulțumită de ea, este de la Avon, foarte bine ține, ăsta e de corectat manicura și de acele trei oje pe care le mai dețin, una de la Catrice, aceasta un color din gama chocolate sau ciocolat, ceva de genul se numea, și aceasta o color movalie. Aici mai am două unghiere care asta nu mai săraca, e foarte mulțumesc. Asta încă este ok. Pila asta. Pila asta este foarte faină. Și îmi place super mult și partea aceasta de dat luciu. S-a cam tocit ea, ar fi cazul să iau alta, doar că o să încerc să iau alta, nu știu, pătrățoasă, buffer, ceva în sensul ăsta, pentru că părțile astea eu nu prea le folosesc, astea foarte, foarte rugoase, așa că o să am nevoie să iau ceva pentru partea asta, dar momentan o țin până mi-au alta să înlocuiesc, pentru că am, este așa. Hai să vă arăt totuși setul ăsta, că de asta am să fac curat prin ele, pentru că uite, mai am aici chestii pe care nu le folosesc, cum ar fi, este nefolosit, nou nou de când l-am luat și are forfecuță, are unghiera, iarăși un chestie din asta și o pilă așa care îmi pare că arată ok-ish și hai să o pun eu tot aici, sper că o să încapă și în dulap. Da, momentan punga e de aruncat, iar aici netuiul acesta care e tot de la Oriflame, dar e de ceva timp bun, îl am de la mama, mi l-a dat când mi-a dat toată chestia asta cu unghierele, cu nu știu ce, o să-i duc înapoi, pentru că știu că ea este fană, așa ceva. Ăsta nu o să plece nicăieri. Iar aici mai am tot așa o unghieră, care văd că este ok. Deci nu mai avem la un moment dat nicio unghieră bună și știu că mi-a dat ea mai multe și uite, văd că și asta este ok. Iar asta este de la Ebelin, e relativ recent, să zic așa, cumpărată și mie îmi place că are și chestia asta de protecție cumva, ea e ok, o să o pun aici, iar pe celelalte două o să le pun în borcanelul acesta de la baie, ia să văd, eu le pun pe amândouă, nu că e și cea, sunt și cele mari acolo, o să o pun aici pentru moment pe asta. Bun, și cred că asta e între astea, bine, și aici mai am bazele astea, tratamentele pentru unghii, îl am pe acesta de la Evelyn, care nu prea îmi place absolut deloc, cel de la The One, care îmi place mie super mult, varianta mai veche, varianta mai nouă e și ea la fel de bună, singurul tip de acetonă pe care îl folosesc, cel de la Julia și un spray de ăsta de uscare rapidă a manicurii, dar hai să scot eu și pensetele și să vedem și la ele care e treaba. Bun, și în cutiuța asta micuță de la Avon, cred că a fost, cu hashtag beauty, era tot așa un kit pentru sprâncene, am tot ce înseamnă chestii de sprâncene, deși eu nu prea folosesc multe chestii de sprâncene, ca să se vadă ironia, și vreau eu să mă uit în ele și să văd care e treaba și ce mai rămâne, pentru că e dezastru. Deci este efectiv dezastru aici în toate chestiuțele acestea. Bun, întâi de toate am chestia asta de stiliza sprâncenele pe care o păstrez pentru că e ok, îmi place și da, așa se scoate și lama în caz de nu știați. În mod normal, lamele acestea s-ar schimba.
Acum, sinceră să fiu, nu știu eu unde se găsesc. Pentru că ea este foarte, foarte ok așa și mai ales că se poate schimba lama, o face să nu fie de unică folosință. Ceea ce mi se pare ok, dar unde găsesc lame de astea să schimb? În fine, o să o așez eu după aia. Iarăși, tot o chestie din asta de stilizat și asta cred că a fost în set, nu mai știu. E treaba aceasta pe care eu o folosesc mai mult pentru gene, mai piepten genele cu periuța aceasta, care este ok, o să o păstrez. Și tot pe partea asta de pieptenat genele și pensetă 2 în 1, o am pe aceasta de la Avon, care este super bună. Deci penseta asta îmi place super mult, o să rămână cu chestiuța asta la fel. Pe mine mă ajută tot pe partea de gene, pe sprâncene în niciun caz. Apoi, o pensetă care nu mi se pare mic, face cine știe ce prea multe, e asta de la Oriflame, a fost într-o chestie de asta gen Valentine's Day, cred că o să o și arunc. O pensetă tot din asta mai cu design drăguț să-i spunem, de la Avon, văd că ea încă este ok, cred că o să o pun la baie pe ea, asta pleacă pentru că m-a enervat, acum am să aminte la un moment dat, asta de la Oriflame e... Ok, și așa să zic, bine, încă mai e ok și ea inițial a fost bună, dar na, a mai fost folosită și ea în viața asta. Aceasta cred că este de la Avon, să fi fost asta în setul ăsta. Nu mai știu, pentru că setul ăsta a avut ceva pensulă, pensetă și trimmerul ăla, cred că. Deci asta cred că e din set totuși. O să rămână, deci la câte pensete am eu nevoie în viața asta, deja am prea multe și o să le pun pe astea două în borcanelul ăsta pentru la baie, pentru că acolo mai trebuie să mai vreau câte o pensetă, mai folosește iubitul meu, știe unde să le găsească, nu e ca să stea să caute pe aici prin dulap, nu de alta, dar oricum nu, nu cred că ar fi foarte ușor să găsească chestii. Iar astea două sunt din niște seturi din astea de sprâncene, de astea micuțe, de, cum îi spune, kituri care au și pudră de sprâncene și nu cred eu că mai sunt bune de absolut nimic, sinceră să fiu. Deci asta nu pare că prinde, nu pare că face nimic. O să le zbor pe amândouă. Din chestii de genul nu-i dau nimănui, zboară direct la coș, n-am ce să fac cu ele. Și asta la fel. Sau pe asta să o mai țin, poate am nevoie, fiind mai lungă, să o folosesc la ceva chestii de detaliu, când mai facem, lipim la chestii de DIY, oare ajută la ceva chestia asta? Așa micuț, să iei, să pui, să prinzi. Uite, o să o țin pe asta, o să o pun undeva separat, dar pe asta o arunc, că nu cred că o folosește la nimic. Apoi, am pensule din acestea de sprâncene care... Sincer să fiu, mie nu mi se par bune de nimic, nu le folosesc la nimic. Astea sunt dintr-un kit vechi de la Oriflame. Coș. Coș toate trei. Chestiile astea de pieptăna sprâncenele o să le păstrez. Sunt bune mereu, să zic așa, la casa omului. Pensula asta de sprâncene, și asta cred că era în set, o să o mai țin. Nu cred eu că o să folosesc la nimic, dar o să o mai țin. Și o pensulă care chiar a fost bună și am folosit-o pe sprâncene, dar așa mai micuță. E asta, o să o las și pe ea aici închid. Bun, și cred că na, cam asta aici. Deci suntem bine cu partea asta cu de chestii de forfecuțe, unghiere, chestii de sprâncene. Este bine, dacă mi-am încăput toate chestiile de pensete și tot aici, aici este frumos organizat toată treaba și am scos totul la vedere. Iar aici am borcanelul de dus în baie și o să pun eu pila asta aici, ca să o găsească cineva, să nu mă întrebe de unde e pila. Iar asta urmează să înlocuiesc în cel mai scurt timp. Bun, cam atât pe partea aceasta. Ce mai necesită pe aici, pe la mine, declutter, sunt, sau de fapt, mai bine zis, este cutiuța cu chestii pentru păr. Că din ce vedeți, e un morman aici și mai am aici o cutiuță mică cu elastice pe care o țin în baie la îndemână, desigur și cu o dischetă de machiantă, dar nu mai... asta aici pentru ojă. Bun, hai să încep aici, pentru că am o grăză de elastice ce necesită să ajungă efectiv în coș. Și întâi de toate, astea mici, la revedere, astea, deci toate, toate sunt săracele duse, vai de capul lor, nu știu de ce le mai țin, coș. Chestia asta o să rămână aici, dar o pun eu separat.
Aici am un pachet de șervețele gol. Da. O mască din asta de ochi, pe asta o să o punem separat, că nu este locul aici, dar a aterizat și ea, și asta ce ziceam. Apoi, am elasticele astea noi, cumpărate de curând de la Sinsai, ele rămân, desigur, și mă uit eu acum că nu cred că o să am loc aici. Agrafa cu pisicuță, cumpărată de pe Gate, încă nu și-a găsit momentul de utilizare, dar... desigur, rămâne, nu pleacă nicăieri. Mai am o bentiță din asta de mai folosesc eu când mă machez sau la măști. Am avut un set cu mai multe. Cred că mai e una prin baie, una nu cumva să fie aruncat-o deja. Poi, ia uite, am zis eu la om, dacă nu am de astea deschise și ia uite ce am aici. Da? Deci de asta e bine să le văd. Ok, rămân astea negre, mari și roz. În fine, asta nu știu ce set a fost. A, cred că a fost cu cel negru pe care îl tot folosesc acum. Ăsta iarăși. Deci, serios, am aici o tonă de chestii din astea și n-ajung la ele pentru că nu știu. Iarăși, cealaltă bentiță din set. Ăsta era și el, că a fost set de mai multe. Aici, vreau să arunc din bentițele astea la fel, că vai de capul lor. Și, în primul rând, zboară asta. În al doilea rând, zboară aceasta. Sunt și de mult, sunt și tocite. Chestia asta m-a enervat. Deci am mai avut una albă și am tot zis că o arunc, dar pe asta, pe cea albă, m-am gata de mult, pentru că țin între chestiile astea în păr și este extrem de enervantă. Pleacă. Încă unul, pentru că de ce nu? O clamă. Și la un moment dat plângeam că nu am clame din astea. Oh, well. Ia să văd chestiile astea. Aici am agrafele astea pe care le țin. Sunt ok. Când am nevoie o să le folosesc. Eu nici nu folosesc foarte multe chestii din astea de păr, cu excepția elasticelor, pentru că nu prea îmi fac foarte multe chestii în păr. Aha, ce mai am aici? Mai am un... unul mai sunt? Nu, două. Am avut la un moment dat două seturi de astea de Invisibubble-ul original, cel pe care îl găsiți în... și cred că încă se mai găsește totuși în Sephora. Și am avut două seturi, pe cel rozaliu transparent așa și pe cele maronii. Mai am câte unul din fiecare, foarte faine și super bune și foarte bine au rezistat. Ca dovadă încă le mai am. Aici am multe agrafe micuțe și mărunte. Astea le țin că n-am, mereu sunt bune. Și chestiile astea le-am avut eu prinse în coafură acum, cred că 2 ani. Când am fost domnișoară de onoare, 2 ani, 3 ani, ceva de genul. Și încă le mai am. De ce? Nu mă întrebați, dar ele încă sunt acolo. Bun, aici am numai elastice din astea, cum îi spune, așa, cauciucate. Mi-au plăcut super mult într-o perioadă, dar din păcate nu prea le mai folosesc. Le prefer pe astea, mi se par mult mai... comode, să zic așa, pe păr. Sunt foarte drăguțe, sunt mai ales astea inimioare așa, dar nu le-am folosit niciodată. O să le pun eu deoparte să întreb pe cineva dacă le dorește. Și la fel și chestiile acestea. Da, la fel, am avut un cât ai mai setul și nu le-am folosit absolut deloc. Cred că o să țin pe asta mov, pentru că am folosit-o, și o să țin și pe asta roz din set cu ea. O să țin pe asta maronie, să mai am și eu una în casă. Și mai am și Invisibubble-urile. Astea, din ce le văd și ce mă uit aici pe ele, nu le-am folosit, așa că o să întreb pe cineva dacă le dorește să îi le dau, pentru că n-are rost să le țin. Și ia uite cum a rămas aici doar cu 3 elastice. Iuhu! Bun, și aici iarăși este nebunie și încerc eu, ia, hai să văd, să pun așa câteva chestii aici înapoi, să pot să-mi fac loc aici, dar n-am nicio șansă. Așa, bun, atât, măcar. Bun, mai am o clămiță de asta care s-a dovedit și ea utilă când a fost cazul. A, și mai am încă una care a rămas printr-un porfar pe care l-am avut când am fost pe la niște nunți. A, și ia, uite, mai am încă una de asta. Serios? Câta colecție am? Bine, ha, o să le păstrez napa astea toate, deși nu cred eu că le mai folosesc, chiar astea două nefiind folosite. De fapt, asta că a fost la un moment dat. În fine, hai, lasă-le acolo pe toate trei. Ăsta la fel a fost dintr-un set din tot din Sephora,
Deci mi-au plăcut super mult și au fost super, super bune. Nu cred că îl mai găsesc, dar o să-l mai folosesc și o să-l pun în chestia asta de la baie, să le am la îndemână și am mai pus acolo din elastice. Apoi, ce am aici? Uite că mai am încă unul. Am și pe alb. Mi-au plăcut super mult la un moment dat, doar că acum mi se par prea rigide cumva pentru ceea ce folosesc eu. Astea două sunt efectiv nefolosite, neatinse. Cred că mai bine le dau eu, sinceră să fiu. Cred că mai bine așa decât să le mai țin. Din tot ce am avut la un moment dat, multe seturi de astea de elastice de păr așa mai micuțe, nu mai știu, prin China Mall le luasem sau ceva în genul ăsta, le mai am pe astea două care sunt foarte faine și pe care le mai țin pentru că o să le folosesc. Aici am două clămițe, le țin și pe ele, cred că o să le bag pe cartonul ăstora și de fapt nu cred, chiar asta o să fac acum pentru că dacă tot țin cartonul ăsta, da, de ce nu intră sau ce face aici? Așa, gata, intră mai greu. Dacă tot țin cartonul ăsta, mi se pare mai simplu și mai util așa să le bag aici, le am pe toate la îndemână. Gata. Și îți mai am de băgat chestiile astea. Deci chestiile acestea le am din 1900 toamna, efectiv, și clămița asta, coș. Asta mai am una singură, a fost dintr-un set de la Pepco, v-am arătat două, le-am mâncat deja, dar le-am folosit super mult și este foarte faină și sper eu să le mai bage cei de la Pepco. Clămițele astea vă spuneam că rămân, le țin. Iar aici, dacă nu le-aș scăpa pe jos, mai am tot așa niște agrafe din astea cu model pe care o să vreau să le mut tot așa pe chestia asta. Sunt drăguțe, mai am nevoie așa uneori eu. Foarte rar în viața asta, pentru că nu folosesc de zi cu zi sau na, nu știu ce mă apucă la un moment dat, dar le țin de ținut pentru că sunt drăguțe, îmi plac, nu mi ocupă loc, nu se strică, deși asta cred că a ruginit totuși. Asta cred că a ruginit și nu cred, sunt sigură. Ok, o să o arunc asta, dar restul, toate celelalte sunt ok și o să le păstrez. Ia să le mut și pe astea aici și cred că am făcut loc și la Invisibubble, să-l pun aici în cutiuță, pe celelalte le las la baie pentru că acolo mai am nevoie mai mereu de elastice de păr, așa că le las la locul lor. Bun. Aici, ia să vedem. Stai să văd că e dezastru ăsta. Clămița asta la locul ei. Masca o pun și pe ea în cutie. Bun. Setul, tot ăsta de l-am luat de curând, rămâne pentru că îmi place și sunt super, super bune. Astea două, la fel. Zic astea două că este și acesta rămân. Ăsta roz nu mai spun rămâne cu siguranță pentru că pe cel negru îl ador și îl folosesc efectiv în disperare. Iar astea au fost toate la un set de la Sinsay și mă uit eu acum că mi se pare așa ca micuțe, sinceră să fiu, pentru părul meu. Mă uit așa cum zic ca micuțe comparativ cu chestiile acestea pe care le am acum, astea mari și le folosesc. Astea mi se par mai ok totuși de părul meu și zic eu că mai degrabă o să le țin pe astea, pentru că de astea nu m-am atins efectiv de când le am, sau cred că l-am încercat doar pe unul. Nu știu ce să zic. Bleu am, negre am, roz. Hai să-l păstrez pe ăsta, să zic. Ăsta nu. Ăsta nu. Hai să-l păstrez doar pe ăsta roz, să nu zic că n-am păstrat niciunul și pe astea cred că o să întreb pe mama dacă le vrea, dacă nu tot la fel pe cine întreb cu celelalte. Să-mi pun și pisicucea la locul ei, că nu se poate fără ea. Și ia uitați acum ce ordonat și ce frumos este aici în cutiuța mea față de cum era la început. Bine, și mai am aici trei chestiuțe pe care v-am spus că le țin la baie ca să le am acolo așa la îndemână. Dar restul foarte frumos și ordonat. Și bun.
Îmi place ce ai ieșit până aici. Și cam astea sunt toate chestiile care ajung la coș din capitolul manicură, să-i spunem așa, pensete, pensete, pile, unghiere, da, tot o unghieră, chestii de păr. Iar acestea sunt toate chestiile pe care o să îi le dau oamenii mele, să văd dacă vrea, dacă nu o să îi le dau cuiva. Deci, da, s-a făcut curățenie în acest sector mirobolant și sunt super mulțumită de acest lucru, pentru că am mai făcut loc. Și cam acesta a fost declutterul în aceste chestiuțe. Azi că am aruncat chestii, am pus să refolosesc altele. Cam asta e ideea pe care merg eu în principal când fac declutter, e să scap de ceea ce este stricat și nu mai este bun de folosit, să dau ceea ce mai este bun și încă mai poate fi folosit cuiva care le folosește sau sunt noi nouțe și nu le-am folosit, iar ce pot să refolosesc la altceva, cum ar fi periuțele acelea pentru față, le folosesc la curățenie, să o fac. Asta pentru a nu ține efectiv chestii inutil și degeaba, care doar să ocupe timp, loc și spațiu în casa asta și în viața mea. Bun, cam acesta a fost videoul, eu sper că v-a plăcut, vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la unul nou. Vă pup, pa, pa!